Bună ziua, prieteni! Am venit la întâlnirea cu cetățenii. Sunt aici cu domnul Vladimir Dachi, vedeți? Bună dimineața tuturor, bună ziua, de fapt, deja e prânz. Bună ziua! Ce faceți? Vă salut! Bine? Bună ziua, bună ziua! Salut, salut, ce faci? Gata? Vadim, să comanzi cafelele la domnii, da? Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Salutăm! Ce faci? Și pe... Uitați aici, domnul Dachi, l-am adus pe domnul Dachi. Salut, 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 Dane! Ce faceți? Stați așa să nu se... Da, bună ziua, doamnă, bună ziua! Bună ziua! Uitați-l aici! Prieteni, e frumos, ninge! La Chișinău aici, în Parcul Valea Morilor, mulțumesc tuturor celor care au venit, uitați cât suntem aici, suntem mulți și ne strângem. Bună ziua! Ai comandat, da? Am comandat aici. Foarte bine, da. Bravo! Da? Bravo, super! Ați văzut? Ați văzut, toată lumea, unii critică. Ai, dom'le, dânsul vine, are și dânsul familia peste hotar, are sora care e la Slobozia Mare, e de aici, e moldovean. Da? A stat dânsul și a făcut afacerile acolo în Rusia, dar acum a venit numai ca să facă ceva aici, să schimbe ceva. Da. N-are alte interese, n-are firme, n-are scheme, nu vrea contracte aici cu statul, nu vrea nimic. Asta nebunesc eu, adică lumea, știți cum e o vorbă, doamnă, că dumneavoastră știți bine, moldoveanului cât îi faci, tot e nemulțumit până la urmă. Da. Eu cum să spun, contează ce vorbim, eu cred că cel mai mult contează să plătească ăștia care au nenorocit țara asta. Așa e corect, domnule. Adică am dat credit tuturor acestor golani că s-au ascuns sub proiectul european. Filat, Plahodniuc, nu știu care. Au nenorocit ăștia mai rău ca voroni în țară. Da. Și acum critică lumea. A venit și eu mi-aș dori... Scuzați că vă întrerup. Voroni da. În avie puțin înțelepciune. Aici da. Nu au de fel. Da, corect, corect, corect. Eu sunt Buia Gheorghe, ți-am scris mesaj, nu știu dacă ai citit. Da. Sunteți la Slobozia. Da, dânsul e de la, da. Eu am fost instructor. De la Slobozia Mare, aha, domnul Vladimir. Salut. Bună ziua. Noroc la tine. Bună ziua, domnul. Sunt gata alea, să le aduc acolo. Toți moldovieni, jet pe da? Curați ca lacrima. Știți, eu v-am pus o propunere, am spus la Sergiu, da? Trebuie întâi să facem, eu am stat cu dosar fabricat 15-15. Stai să citești și mesajele aici, a? Da, da, da. La mine fratele are business și eu crezut ca să-l amăgească de 10.000 de dolari, asta cheba ca la Gheorgheana, la Cahul. Soțul ei a fost șef la tribunal la Cahul și amăgesc lumea în stânga și în dreapta. Am discutat după... Ia, prieten, să vedem ce scrieți. O lesea stomatic. Dumneavoastră v-am scris pe 8 sau pe 9. A, da? Eu am fost instructor la mașină. Așa, prieten, ca să pot să văd, mi-am pus și ochelarii. Că am văzut aseară, ați văzut cum se încearcă o nouă manipulare? Ce v-am spus eu? Pe, o să dau mâine seară fragmentul din emisiunea de pe 11, când am început noi, pe 10, cred că pe 11. Da. Și v-am zis că moldovenilor li se pregătește o nouă manipulare. Adică, Emilian Crețu, cel care a susținut-o foarte bine pe doamna Maia Sandu și foarte bine a făcut, s-a vândut pentru bani. Marele circar de pe Instagram, care mulți care se uită la el. Marele bărbat. Actor. El nu e. El este, știm bine, că eu nu știu cum acceptă moldovenii. Pentru că el a declarat singur, într-un interviu pe care eu l-am arătat, că este cu ambele, e bisexual. Așa. Da, știm toți. Dom'le, într-adevăr are foarte mulți care se uită la el. S-a vândut pentru bani, de ce zic? Eu v-am devalat primul, acum 10 zile, proiectul pe care l-a gândit cu Usati. A dat-o, a vândut-o pe sorsa lui Renato Usati, că trebuie să spunem, pe câți da. Bani o fi dat, că și-a schimbat casa. Păi el nu-l mai întreabă presa. Și-a luat apartament acum un an de zile. Un apartament de 200 de mii de euro în care a băgat 100, că s-a lăudat. Acum a zis că și-a luat vilă. Cumva din banii lui Usati, domnul Emilian Crețu, sau Dora, sau cum să-ți spunem noi. Domnul Sergiu, știi ce-a pățit Renato Usati? Ea avea amantă la Rusia, care cu trenurile și trei bărbați, doi din Rusia și unul Renato Usati, au descoperit metalul, nu. Ea avea amantă din Rusia, care lucra la calea ferată. Și ei și-au distrus calea ferată. Aha. Cu ciobotari, cum a spus dumneavoastră. Ciobotari, da. A fost ministru afacerilor interne. Știți de la Oleg Efrem ce am primit în 2012?
Și dând în penitenciare, am luat, erau cărți așa speciale, Tehnica e nauca. Și le trimiteam lui Filat, la teța ăștia care au fost prim-ministri, miniștri, președinți, și scriem cu ce trebuie să dezvolte țara. Și deci, dar când am fost penultimul pasol din Texas, dumnealui, și scriem, moldovenii trebuie să ocupe cu agrarea. Uitați, acolo la noi Moldova, agricultura. Da. Cu animale. Da? Și nu trebuie să vii din Albania la sudul Moldovei, au venit din Chișinău și țineau crâșa la Odessa, la procuror general și în multe locuri. Da. Eu i-am scris Maia Sandu. Politica ca la Ceaușescu. Splătim tăzi din poste, nu crede acolo Voronin și domnul Poian, care a murit, prim-ministru de la Transnistria. Îi dede cu sași în fiecare lună. Pentru mine, Vasea Guzun, dumnealui o, deci, o murit. O murit la Casa de Cultură de la Măgdecești, soția lui, Lida Guzun. Și în ziua de azi are să-mi deie $5,000. Și cât au fost banii în roate, eu am fost dat în Interpol. Mă duce din direcții, Secu, Vicu. Până la ultima capică, $5,000 i s-au plătit. Știți structurile, Ministerul Afaceri Interne, și cu departamentul, și cu Fulgerul, mă păzeau, mă duceau la Cicneaua, mă duceau la Grozni. Eu n-am omor. Le-au dat foc la racheta asta în 1998, între satul Baurcin Moldoveni și Zârnești. Eu le-am zis la băieți, eu le-aș da foc, dar eu am familie. Lămuriți-vă cu dinși. Și la cahulul procurorul Bondarienca mi-a fabricat cu... Este oamenii la cahul care mi-au schis dosar și eu, dacă ați vreți să mă ajutați, să-mi trebuia schimbați la Ulisea Stomat, lor ne-a dat de-a lor. Tata dumneiei a fost polițist și doamna Olară, când după am tincipate, eu am fost cu niște idei la dumneavoastră. Să le pun acolo. Mai am niște idei, eu să vă mai dau și dumneavoastră. Bine, deci ați văzut, prieteni, Usati, cel care ne spune balabolul ăsta de Usati. Vă rog. A fost cu Plahotniuc într-o brigadă la Liubierț. Da, domne, da, știm, domne, da. Lumea îl ia de bun. Zici că n-a făcut nimic. Când a fost la Constituția lui Sud. Da, domnule, da, eu vă spun ceva. În afară de Riza și de Vladimir Dachi, vă spune cineva adevărul moldoven aici? Cu dovezi? L-ați auzit pe Usati să spună ce a furat Plahotniuc, ce a furat Filat, ce a furat Șor, ce au furat între ei? Păi vă aduceți aminte, păi vă dau niște dezvăluiri mâine. Sora lui trăiește să vedeți ce... de la BMW din România. Da, știm. Știm tot. Deci, ați văzut, prieteni, ăștia vor să vă mai vândă o telenovelă. Ei cred că aici este Columbia sau Mexic și cred că vă stea cu ochii lipiți de televizoare, astfel încât să votați la primăria Chișinău ce se pregătește acum. Emilian Crețu, vă zice Rizea Bomba, da? Deci un homosexual la primăria Chișinău, iar la președinție Usati vrea să ajungă. N-ați văzut, aseară făcea sondaj pe Instagram, se gratulau ei cumnate și zicea cum ar fi Nina Crețu să fie prima doamnă. Bați nebunit. Băi, balabolule, bă. Păi pune-o, mă, tu ai luat-o și pe Sandra Dodon, ai făcut-o prima doamnă la Bălți. Tu le-ai făcut pe toate, mă, prime doamne. Bă, nu ai pus să minți moldovenii în continuu. Tu care mă ameninți, am auzit pe la stejarii pe acolo, pe București, le spui unora când am dat dezvăluirile de tine, unde stai? Păi vrei să spun și cu cine stai în apartament? Sau după aia intrăm la alte bănuieli și de tine, ca de cumnatul. Păi ce facem? Ți-am dat și mașina unde ai parcată și tot. Am auzit că mă ameninți, că mă bați, că nu știu ce-mi faci tu, că mă prinzi tu pe mine. Fii ai mai zis tu că mă arunci peste prut, știi, în campania electorală la Bețivul de Gonța, era în emisiune, și mă amenințai că mă arunci peste prut după alegeri, da? Toți așa ați făcut. Și tu și aia. Unde sunteți toți ăștia care a zis că Riza va fi peste prut? Și Costiuc, și tu, și Plahotniuc, și Dodon, și Platon. A? Mai ții minte? Toți golanii ăștia, a? Asta e. Deci, moldoveni, fiți atenți și nu vă mai lăsați păcăliți. Eu înțeleg că vă uitați la Emilian Crețu, că va păcăli cu limbajul ăsta țărănesc, cu stilul ăsta, așa, domne, ce omul din popor. Omul din popor nu plătește impozite. Face o înregistrare de-asta la reclamă, atenție. Face reclamă la diverse firme, la covoare, la bijuterii, la nu știu ce dracu face, că îl cheamă toți ăștia, care mulți urmăritori, și ia bani care nu sunt impozitați, nefiscalizați, prieteni, cash. Știți cât ia pentru o postare de câteva minute? 1000 de euro. Ca să știți, campanii de 10.000 de euro. Îl întreabă fiscul cumva dacă plătește și el taxe în țara asta? A? Dar toți ne uităm ca proștii la el. Că nu ne zice nimic, decât că mănâncă el, că face mămăligă, că face nu știu ce.
ați înțeles și ne-a prostit pe toți. Într-un moment, da, a fost bun, atunci a făcut treaba, a ales o cale dreaptă. Dar văd că s-a prostit de tot, băi, Crețule, te-ai prostit de tot. Dacă ai luat-o, ai picat în plasa lui Usati, ți-a dat Usati bani, gata, acum toate live-urile fă-le cu el. De-abia așteptați voi să faceți emisiune, ca seară vor și ei să facă emisiune, că l-au văzut pe Rizea. Ei sunt disperați acum toți să facă și emisiune, domnul Dachi. Da. Nu veți avea succes, mă, pentru că lumea s-a săturat de clovni. Iar voi veți fi permanent clovnii Moldovei. Și ați rămas și veți rămâne. Că n-aveți ce spune poporului mai nou. Ceva nou nu mai ai. Lumea vă știe și nu mai puteți să-i mințiți în continuare. Bună ziua, doamnă! Bună ziua! L-am adus și pe domnul Dachi, uitați aici. Că ați întrebat de dânsul și... Pare bine. Zic să fiți aici, da? Așa, Petru, pune tu alea toate cafelele să-și ia lumea de acolo, te rog. Da, prieteni? Vă rog, hai, ziceți. Domnul Lucinski, pe domnul Poianu, care au vândut Transnistria Unită în Moldova, un om de vreo 2 metri și ceva. Da. Sașii lui Voronin îi dea bani că vrea să-l scoată, dar dumnealui s-a refuzat, s-a dus adjunct la fabricat tabac. Da? Și-a lucrat oameni și-a vrut în pământ că așa de tare l-o, domnul Voronin prânește câte 148.000 de lei pentru și. Știu. Și dacă v-am trimis mesajul acolo, sunt cu flagul, când am văzut că pe Munteană, pe Chertoacă, cu gaz, gază și ne-au făcut nia carabinierii. Da, și deu fulgerul acolo cu mascații și sui la Ștefan. Și eu am pus mâna pe cuțit și am zvârlit bicicleta la doamna Olaru, la Maria, să mă filmeze. Și am atunci polițiștii când s-o sui pe flagul Moldovenii și a României, i-am dat jos. Eu când ați vă scriu, acolo ați vă vedeți pe mine primul. Că eu i-am așteptam să vie... Scrie-mi pe alea, te rog frumos, da? Stați să mai vorbești și aici cu... Uitați acum, facem toată lumea vrea, văd că facem audiență aici, stimați moldoveni. Și eu și domnul Dachi facem audiențe duminica de acum aici, după cum vedeți, că a venit lumea, mă aștepta în parc și cu diverse solicitări. Mi-au lăsat mesaje, nu știu, plângeri, sunt documente în plicuri. Da, nu sunt plicuri cu bani, ca să știți că, da, să nu se gândească cineva. Alea culioacele sunt la ăștia, la Usati, la Crețu, la ăștia care vor să vă manipuleze acum, noua telenovelă moldovenească. A? Homosexualul și sora homosexualului împreună cu Balabolul. Asta e, cu Usati. Asta e noua variantă. Se visează ăsta, vă dați seama ce... Mamă, ăsta cred că doarme, se visează președintele Moldovei. Auziți cum zicea aseară, m-am uitat așa, că mi-a zis cineva, ia uite-te, domne, ce zice ăsta. Ia, și zicea lui Nina, aia se ascundea pe, sub canapea pe acolo, pe lângă Crețu. Zice, domne... Zice, îți dai seama când mă duc eu și semnez eu nu știu ce la summitul CSI? Băi, Usati, bă, dar tu visezi frumos, mă. Înțelegi? Dar la 13 nu vrei să visezi? Să semnezi summitul la 13? Nu, întâi la Bălț, la 11. Da. Acolo s-a duc pe Natalia Gardienco și niște surprize. Da. Băi, ți-a spui mulțumesc, da. Mai ales domnul Dumnezeu. Da, corect. Bună ziua, bună ziua. Nu, pune acolo la oameni, eu nu vreau acum. Bună ziua, doamne. Familia, am uitat. Vin mereu, toți, vin mereu, duminică de duminică. Puneți acolo să ia lumea, vă rog, serviți de acolo. Să vă serviți ceaiul, dar știți de ce? Câte noutăți am. Da. 8 ani, 5 luni, a studiat și pietre. Da. Ciobanul primarul, care s-a dus domnul Nastas. Scrieți în toate, că sunt multe, nu vreau să monopolizăm, că toată lumea are ceva de zis. Ciobanul se vede alianz chitale, da. Știu. Dar n-am spus. Domnul Nastas s-a dus la dânsul. Vă chemam la emisiune, vorbim la emisiune. Stați liniștiți, vreau să mă uit aici să văd ce comentează lumea, ca să le... Uitați, bună ziua domnul Rizea, bună ziua domnul Dachi, Svetlana, te salutăm și noi. Da, salutare de la Rezina. Da, bravo domnul Rizea, comisarul Catania al Moldovei, mersi Ana. Da, mulțumesc prieteni, suntem aici, uitați, nu e chiar frig, mulțumesc celor care și pe zăpadă vedeți că vin. Ha, nins, da. Da, a dat o ninsoare și destul de fric, dar e ok. E plăcut. Da? Serviți de acolo, vă rog, cei care n-ați apucat. Petru, du-te și ale și pune-le acolo la... E și tineretul și toată lumea aici. E bine. Ia ziceți, doamnă, care mai e... Ce noutăți mai avem? Să spunem moldovenilor, ziceți.
Ce mai faci? V-ați emoționat. Eu am emoții, că dacă mi-a să mi-ați spus de Crețul și de Usat, ia, păi acum și coment, și să mai comentez, domnul. Asta e păi groaznic. Păi asta e adevărul, asta domnule, groaznic, ne e frică de adevăr. De-aia ne e frică de adevăr. Pe ăsta nu-l întreabă nimeni cum și-a luat casa. Mă întreabă pe mine. Ăsta și-a luat de nu știu câte case, Crețul ăsta. Ne arată că a băgat sute de mii de euro într-un apartament. După aia, acum că o urmăritoare, o telespectatoare de-a lui a făcut o ofertă, face deja licitație. Păi bine, mă, într-un an de zile ți-ai luat și vilă și apartament? Dar ce nu zici moldovenul? Ne arăți și nouă cât plătești taxele, Emilian Crețul, la statul ăsta? Înseamnă că ai venit urtat? Tu plătești impozit? Ca să se ducă, știi de ce? Hai că-ți spune Riza de ce. Ca să se ducă impozitul, știi, la cei care au pensii, să le mărească pensiile, înțelegi? Acolo. Să putem face și noi aici o grădiniță, ceva. Că uite, acum eu dacă încep la realitatea să iau publicitate, legal, contracte, vom prezenta pe site ofertele de publicitate, vor fi cele mai mici. Cine vrea să vină, pentru că noi avem cea mai mare audiență. Și dacă sunt firme care vor publicitate, dar nu cum faci tu cu bani la negru? La noi intră banii direct în bancă. Înțelegi? Și pe ei vom plăti și TVA, plătim și impozit, plătim tot ce trebuie, tot ce cere statul moldovenesc. Tu, în schimb, iei banii la negru, iei banii în mână. Asta e diferența între noi, Emilian Crețu. Înțelegi? Asta e. Și de-aia spuneți tu moldovenilor într-un stories cum câștigi tu banii ăștia. Nu ne zici? Sau le arăți fișa de la fisc? Am înțeles, factura de gaze ne-o arăți, dar restul ne arăți? Asta vreau să zică, nu? Ăsta e adevărul. Să ne spune și nouă. Nu, doamnă? Da, domnul. Păi, noi manipulează pe toți, da. Domne. Domne, cu Caterinca, cu... O face el pe Clovnu, pe Saltimbancu. Uite așa, uite așa, îi fură pe moldovene acum. Uite așa o să ia. Prieteni, vă aștept pe toți aici, la Teatrul Verde. Da. Noi suntem pierduți. Exact. Noi suntem pierduți, oameni buni. Păi ăsta e proiectul lor, doamnă. Eu l-am anunțat pe 11 ianuarie, știi? Da. Și o să dau înregistrarea mâine, să iau bucata respectivă, ca să vadă lumea, că eu am spus, că eram informat, ce se pregătește sub masca relației de iubire, care e de fapt la distanță, că ăla e plecat, ea e pe aici, cu frasul. Păi nu v-ați întrebat de ce? Salut! Nu v-ați întrebat de ce Emilian Crețu n-a avut nicio iubită niciodată? E atât de greu? A? A, asta e, da? Hai să trecem la... Că mie mi se face rău. Da, și mie mi se face rău. Știți ce nu înțeleg eu? Dom'le, cum îl crede lumea pe unul ca ăsta, care e cum e, de orientare, pentru că moldovenii au totuși o altă mentalitate. Nu sunt așa open minds ca europenii aici, la treaba asta. Și totuși au niște linii roșii. Bă, în cazul lui Crețu ăsta am trecut de toate liniile roșii. Al lui Dor asta, nu? Păi asta e realitate. Salut, salut, scuze-mă. Hai, treceți la cafea acolo. Și în America este... Mai mult? Ai monopolizat aici tot. Lasă-i și pe... Da, știu. Știu. Da, salut, scuză-mă. Am dat, da? Ia și tu, mai ia o cafea. Dacă ne-a plătit, mă duc. Haide. Mi-ai zis mult, mi-ai zis, știu. Domnul cunoaște mult, să-l invitați la emisiune. Facem... Da, da. Las că vii la emisiune. Dacă noi punem control în penitenciare, la pușcării, ca acum... Cum să nu mi-e îmi spui? Chișinău, da. Aici sta, da. Dintieri, și Rizina, și pușcării, dacă punem control, și deschidem promzone, să vedeți, nu ne mai trebuie nici publici, nici domn. Aici, da. Că femeile o sordă și la Rusca, ia că pistea îl pune să mă trece. Da. Da, da, corect. Bună ziua! Ce faceți? Nu, vin să facem mai cu oamenii. Da? Bine, haideți aici, la un ceai, la o cafea. Vă alăturați aici, vă alăturați... Da, da, da. Am fost, am văzut leve din viață. Mi-am fost 20... Haideți, vorbiți cu domnul Dachi, că m-ați întrebat. Uite, uite-l aici, că m-a întrebat mereu. Domne, când vine domnul Dachi? Haideți, haideți, că m-ați întrebat mereu. Uitați aici. Și în ziua de azi, Maia Sandu, și de ca o prințesă și gazul era ieftin, dar nu știu, a grăit. S-a rugat la Angel Merkel să grăiască de parte. Păi, și așa de prost sunteți. Grești, englezești, parcă și născut era... Băi, Vitalie, e posibil, bă, tată, așa e. Ia, le-a băgat Dora în cap și să-i treacă pe invers, a?
Hai mă, că nu e lumea chiar atât de proastă. Da, Dumitru, băi, ne vedem, vino aici. Uite aici, te aștept aici oricând, duminică la ora 12 oricând. Cu mare drag, sau scriem pe e-mail, la e-mailul meu, cristian9069@mail.ru. Da? Da, prieteni. Mulțumesc tuturor. Da, nu intrăm acum, Aliona, îți mulțumesc pentru, dar dacă intrăm după aia nu ne mai înțelegem aici. Dar uite, intrăm altă dată în live. Mulțumesc pentru intenție. Aș chema Robert, l-aș chema, dar e prea ocupat cu balabolul ăla de usati. N-ai văzut cum nații între ei sunt șmecheri amândoi? Fac ei, se laudă câți urmăritori au. De-aia v-am zis mereu, distribuiți prieteni, dacă vreți să devenim și noi o voce, o forță aici în spațiu virtual. Măcar să le arătăm și noi că de voi depinde. Noi nu cumpărăm like-uri, noi nu cumpărăm din ăștia urmăritori fake. Ați înțeles cum are mult și crețul ăsta, stați liniștit, are mulți de toți, da? Are și pe bune, trebuie să recunoaștem, dar are și mulți fake. Ei se laudă, șmecherii, cât se uită la ei, n-ați văzut, se uitau 14.000, nu știu cât zice astea. Mamă, mamă, și nu vorbeau nimic, n-a aflat nimic de la ei, decât rânjesc fasolea și vă dau impresia că sunt ca voi, de fapt. Dar ei trăiesc foarte bine, a furat mult usati, dar el nu ne spune ce a furat. Nici de la Moscova nu ne spune ce a furat de la căile ferate, da? Vă rog, da, da, stați acolo, stați. Cu părere de rău, noi suntem nația aia, dar trebuie să ne trezim, oameni buni, că să ne aducem aminte cine a fost Moldova. Să ne întoarcem aleacă la istorie. Când a venit România, când s-a făcut România, cine era Moldova? Și dacă le punem pe toate pe masă, cred că până la urma urmei a să înțelegem cine suntem noi. Dar vreau să spun că din anul 90... Din anul 90 până în ziua de azi, sau din 91, nu s-a lucrat niciun fel ca noi să fim naționaliști, sănătoși. Nu că pe cineva să-l dăm într-o parte sau... Să spunem că nația aceea, noi trebuie să ne unim acum. Este istoria care vedem, și ruși avem, și bulgari, și alte naționalități, ucrainieni și așa mai departe. Dar trebuie să ne unim, că toți s-au folosit din anul 91 până în ziua de azi să ne dezbine. Și asta îi fac și acum frumos, și lor li se primește. Dar trebuie să înțelegem una, că n-am făcut noi istoria, dar putem să o facem de azi înainte. Nu întoarcem înapoi ce a fost, dar trebuie să ne dăm seama că noi dacă nu educăm copiii noștri, ca ei să aibă iubire de țara asta, care bunii și străbunii noștri ne-au lăsat așa o țară frumoasă. Și a să vină timpul când copiii ăștia care se numesc nepoți azi, a să ne dea întrebarea ei lor însușine, că noi de acum n-ați mai fim. Băi, dar cine au lăsat, măi, bunii ăia noștri? N-avem nimica. Ce putem să le lăsăm? Le lăsăm țară distrusă, a să le lăsăm datorii mari, care azi noi luăm credite și care noi azi nu le controlăm. De ce nu le controlăm? Că până când în ziua de azi încă nu s-a făcut nimica. Dar noi nu mai avem timp, nici 5 ani, nici 10 ani. Noi trebuie într-un timp tare scurt, acei care azi încă merg pe drum să râd de noi toți, care ne-au furat, ne fură în fiecare zi, trebuie să ne ridicăm. Și noi așteptăm ca să vină Ion, a să vie Maia Grigorievna, să mai vie nu știu cine. Nu vine nimerea. Suntem noi aștia. Și trebuie să ne folosim unul de altul, să punem umăr la umăr și să scoatem țara. A să avem o posibilitate, eu cred că când a să fie alegerile, și prezidențiale, și parlamentare, dar totuși vrem să trăim azi. Și vrem să trăim bine. Dar binele nu se mai vede. Tot ne spune mâine, 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 mâine. Dar până când este corupția în organele de stat, până când acolo se găsesc acei care au fost și în anul 14, și în 15, și în anul 10, și acel care Voronin și înaintea lui ne învață azi încă să trăim, adică a trecut timpul, un mare timp, suntem azi în veacul 21 și noi încă nu ne dăm seama că tot depinde de noi. Trebuie să ne trezim noi cu mintea, să înțelegem ce vrem noi și pe cei care i-am ales la conducerea țării,
ei trebuie să îndeie darea de seamă. Nouă, cum spune, remont de asta cosmetic nu ne trebuiește. Azi trebuiește de construit țara, care ne-au furat-o. Ea și azi e capturată. Că uitați-vă cine e împrejur. Eu n-am nimica contra Maia Sandu sau contra lui Grosu și așa mai departe. Dar mergem așa, parcă ne-au dat drumul din deal și ne dăm, alunecăm pe jos. Unde ne-am oprit, iar ne-am împins cineva din urmă și gata. Noi, viitor, nimerea n-are în țara asta. Și cu mulți tineri am vorbit. Da, pe zi ce trece, vorbești cu tinerii, ei să termin și mă duc, să termin și mă duc. Am vorbit și cu niște oameni care stau azi la putere. Și că da, mi-am văzut copilul și-l trimit. Adică ei singuri n-au încredere în aia ce fac. Înțelegeți? Corect. Și vă spun că asta s-ar putea de făcut, și, dar trebuie o hotărâre politică, voie, și alu Maia, și alu Grosu, și Gavrilița, care azi e la putere. Eu încă o dată vreau să spun, n-arunc chiatra în trânișe, nu vreau, lasă lucreze, dar nu se face nimica. Să vedem că ce s-a întors la stat. Hai să facem o revizie, să facem un audit. Dar asta se face repede, doar știm pe oamenii ăștia care din zi în zi vorbesc. Cine ne-a furat? Cine ne-a furat? Cine? Adică, și dau întrebarea, dar ce face procuratura care trebuie să aibă grijă ca să legea să lucreze pentru omul care pe loc? Da, procuratura de voie la acei care sunt azi la frontier, la toți, aceia strâng bani, aduc aici și până împărțesc în raioane. Adică este un moment care noi azi legi avem, dar cine să le îndeplinească, evident că ei cu vile, cu mașini și iar îmi dau întrebarea. Și dau întrebarea lui Maia Grigorievna, că ea e garantul îndeplinirii Constituției. Ce faceți? Unde mergem? Adică nu e nicio mișcare care oamenii ar trebui să spună, măi, bine, avem gaz atât cu prețul mare, dar de să fim independenți și de să vedem ce facem noi în țara asta. Dar nu se face nimic. A trecut și un an și un copil se face în timp de 9 luni de zile. Azi de acum, mă scuzați, nu știu, unde mergem? S-au adus rudele alea acolo în secretară? Eu nu vreau ca în țara mea să fie transgender. Nu vreau ca în țara mea să fie femeie cu femeie, bărbat cu bărbat. Vreau ca copiii noștri să fie educați bărbat. Să fii bărbat și înțelegem și o fată trebuie să fie curată, care trebuie să fie educată. Adică părinții, noi educăm, ceva facem. Dar în societate la noi e bolnavă. Și dacă un organism trebuie să trăiască și un om are un gangrenă la un picior, mai știu eu ce, îl taie, că organismul să trăiască mai departe. Azi noi ce facem? Nu facem nimica. Noi am vrea. Și am dat toată puterea lor, le-am dat-o azi. Acum nu sunt la modă este. Deci acum și e la modă. Dar noi nu trebuie să mergem. Înțeleg. Nu trebuie să nu trebuie să mergem așa ca să facem modă. Cu părere de rău, știți, mă doare în suflet. Nu că am venit să mă plâng sau să vreau ca dumneavoastră să fiți aninați de mine, dar noi toți trebuie să ne trezim, de să alegem pe cineva, de să facem o schimbare ceva, dar ei aici care sunt la putere, ei trebuie să dea darea de seamă. Ce s-a făcut? Dar noi trebuie să vedem lucrurile. Dar ei s-au înconjurat cu acești oameni și spun că noi nu mai avem profesionaliști, nu avem pe cine pune. Sunt băieți tineri, azi e veacul 21, de să învățăm pe dânșii. Ei să vii la putere. Ei să vii în procuratură, în sudebnă sistemă și așa mai departe. Că de atâta că sunt cu mătri, nănași, frați, verșori, dar așa noi nu ieșim la capăt, nu putem, nu avem niciun viitor mai departe. Eu cred că așa, nu poți să vorbești numai despre corupție să aștepți undeva în altă parte să țepi în grădină. Ești de acord, asta se face paralel, dar... Da, eu am înțeles, eu nici cum vreau să spun ceva împotrivă sau să știu ca oponent. Faptul e că
povestea cu corupția îi prinde la oameni. Da, wow, ia că vrei să-l închizi pe șel, ai să-l furat. Dragii mei, acolo sunt pași care trebuie să lucrez. Așa merge vorba despre lucru. Tu, nu merge vorba despre... Nu știu dacă îl... Da să-l închidem și-l prăjim. Eu am spus că prăjiți-l pe Dodon. Băi, nu crește economia țării. Prăjiți-l pe Plahotniu, pe cine vrei, pe Sandu. Pe cine puteți prăjiți? Economia nu crește. Adică sunt niște pași care trebuie luat anume legat de creșterea țării. Cum vă cheamă? Mă cheamă Igor. Domnul Igor, eu am fost la Ulesea Stomate, am discutat. Vedeți cum legea se schimbă. Ulesea Stomate lucrează singură. Proton a fost, Dumitru, și l-a văzut cu ziat, cu 10.000 de euro. Și fidesul l-a învățat. Trebuie să schimbați măreabă omului. Care lege n-ai schimbat? Da. Nu faci nică, înțelegi? Orice lege poți să șești, să învârtești cum vrei. Eu pot să vă spun cum lucrează moia judecătorie. Știți cum lucrează? Așa de ușor și așa de prostesc mine să mă ușile. Adică, judecătorul a luat, are dreptul să iei o hotărâre, da? Și hotărârea aceea, mai ales dacă este ultima hotărâre, o e, da? Apoi hotărârea aceea nu pot să o dezbați nici cum. Adică el poate să iei o hotărâre proastă, împotriva unui om sănătos, dacă el nu e vinovat, înțelegi? Și tu nu poți să faci nică cu asta. De fapt, tu poți să faci chestia că nimeni nu știe de ce s-a pus. Chestia e în lucru. Trebuie să lucrez, dar trebuie să lucrez drept. Adică dacă tu lucrezi și tragi în plug și plugul nu lucrează, ceva cu tine nu-i gine. Domnul Igor, eu așa gândesc. Eu sunt de acord, eu vreau să vă adaug. Da. Știți, nu numai la noi în Moldova, dar în tete sângău, e chestia asta. Noi vrem și eu ca Europa, cum a spus și dumnealui. Ei vor să fac bani ca femeile, dar femeile mușesc ca și bărbați, ca să hrănească copiii. Nu știu ce-ai spus, domnule, dar... Eu ți-am spus așa cum este realitatea. Da. Ei au luat, au vândut. Domnul Plahotniuc a dat democrație. Nu, eu nu, stați o deschis partidul, ascultați-mi până la urmă. Și-au vândut și mamă și copil tăi, care a cuiva. Dar el a stat și eu filmat. Eu nu spun că nu trebuie de luptat cu lucrurile care sunt afară legii. De dacă el închide că eu. Dar nu pot să lucrez cu chedica și să faci nică restul. Am ascultat. Mulți folosesc cu legea, dar corupția, da, este. Eu, pentru mine, îndeopt și cuvântul ăsta se numește corupt. Adică în moldovenia este cuvântul rupt. Da? Și nu, asta nu pot să povestești. Pentru mine, cum a venit Sandu, da? Uitați-vă. Da, ne uităm partidul. Cum a venit usate? Cum a venit usate la putere, da? Adică, s-a făcut partid. O adnat oameni. El nu a fost la filat. O strigat atâtea și el e așa frumoasă. Bună ziua, vă salut. Așa de interesantă rasă. Așa e de ghine și vrem dezghine și ne-am adunat. Uitați și pe domnul Dachi acolo. Câtă de poveste. Așa e și Sandu. Și domnul Dachi a venit. O orghie de luptă cu nu știu ce. Când la treabă, nică. Păi stați uleacă, voi ceva nu faceți cum trebuie. Adică ceva nu e de acolo, nu e de partea și elaltă. Trebuie pentru de făcut lucruri drept. Domnul Igor, pentru dânsi fiecare fac care a furat și fură. Dar mai a s-a fost la filat. Da, eu știți... Au e, pentru dânsi au, nu știi. Teatrul îl joacă zile. Eu vreau să spun o chestie că a lucra, trebuie să știi. E pe ecran acolo toată ziua. E pe ecranul, știe toată lumea. Ia că atâta povestea. Natale, trebuie scurt și clar să spui. Că nu lucrează structurile în Moldova. Dacă îi plătești, îi dai corupție. Asta e corupție. Că tu, dacă vrei să mă închizi... S-a creat dezbatere, prieten, vedeți? Asta e până la urmă esența lucrurilor. Da? De-aia suntem aici. De acord. Dar la noi mentalitatea a rămas la anul 90. Da. Să schimbăm trebuie. Să valcăm și pe voce voi. Băi, trebuie de luat azi tot ce s-a furat din anul 91. Și indiferent cine a fost la putere. Indiferent. Și de făcut alte șiri noi n-avem. Penitenciară. Așa de schimbă cum am chinuit eu. Asta e un pupul de bun, nu? Măi, luăm de la peste. O luat și nu mai la șpate. De ce n-a luat? De ce n-a luat? Eu a dat și ei. Ce n-are? Iego. N-are minte. Iego, nu. Adică, eu vă spun încă o dată. Stele. Stele. Nu spun nici împotriva Sandi, împotriva Oldodon. Nu mă doare capul chestia asta. Eu vorbesc că mai de lucru, gata. Da, te-ai apucat, este urmări sunt bune, înseamnă că tu ai lucrat. Altfel nu. Filat de Maia Sandu, îți spun deschis. Și a fost în americani, în bancă. Trebuie de lucrat. Și gata. Și drept. 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 Trebuie de lucrat. Și gata. Și Păi atunci, noi nu avem nici 4, nici 5 ani. Și noi de atât așa spunem. Cerem un an de credit, de încredere. Un an numai.
Și în fiecare 10 zile noi trebuie să curățim, în timp de jumătate de an trebuie să curățim țara. De ce omul ca dumneavoastră, ca alt om, lucrează din noapte până noapte și primește mizer? Dar el s-a făcut deputat și peste noapte el de acum e cu bancă. Mai știu eu, cu un restaurant, cu gostiniță. Și asta noi suntem, că noi le dăm voie lor să manipuleze cu noi. Și ei azi au fost la putere din anul 91 până ziua de azi. Ei au de toate și merg pe drum și se râd de voi. Că ei au putut să vă măgească, au putut să le dați voi. Azi, mâine și încă peste 4 ani și peste 4 ani ați dat puterea. Și ei au făcut tot ca puterea asta să lucreze pentru familiile lor, nu pentru lume. Ia că ce e azi. Dar dacă legea nu lucrează, ce să facem? Televiziunea care o facem noi și mergem pe asta, noi vrem ca toată lumea să vină acolo să spună ce probleme sunt și să aducem la cunoștință. Dar mult s-a spus, dar azi, până când tot ce s-a dezvăluit și tot ce s-a spus, azi e zero. Nu se face nimic. Așa sunt niște momente care da, dar cu părere de rău. Sistema nu lucrează. Există probleme, dar soluția care noi nu știm. Da, nu pot să mor. De rezolvat. Toată puterea în mâna poporului. Așa eu așa spun totdeauna. Ei s-au angajat, ei au venit, dați-mi pentru noi votul dumneavoastră, dați-mi. Ei s-au pus la putere, ei s-au angajat. Ei trebuie să fie robi poporului. Dar azi s-a primit invers. Noi suntem slujile lor. Ca să-i spunem. Ca atare ei trebuie să lucreze 24 de ore pentru oamenii ăștia care i-au ales. Dar nu imediat. Dar poți să cei care au fost la putere, mi s-a schimbat. Până curățenie nu se poate de făcut altceva, nimica. Că dacă măturăm în casă și punem sub covor, tot n-ai murdar. Asta se primește azi în țară la noi. Dar trebuie de scos afară, de măturat, de boit, de smuls. Altă ieșire nu-i pentru țara noastră, nu-i. Și n-avem timp, nu mai avem nimica. Cu mari păreri de rău. Da, așa este. Și sunt mecanisme sau ce se poate de făcut într-un timp tare scurt, dar trebuie voință politică. Ei vor să fie în politică până la pensie, de atâta. Dar cine vrea să facă schimbări în țară, tu ești, lui nu trebuie să stea acolo în creslă mult timp. Trebuie de dat puterea la băieți tineri, la băieți care au studii și să meargă mai departe, dar trebuie de făcut curățenie. Cineva trebuie să murdăria să s-o curiți. Îi salut pe toți prietenii și în Germania, acolo de unde vă uitați, îmi cer scuze că nu am apucat să vă salut, dar uitați, suntem prinși aici cu toate dezbaterile astea ad hoc, așa, și multă lume are de spus câte ceva. Dacă nu îți place, dar eu vă mulțumesc pentru că vă faceți timp, iată, duminică, să fiți alături de oamenii ăștia și de unde au ieșit. Alături de mine, alături de Vladimir Dachi și alături de oamenii de bună credință care au venit aici în fața Teatrului Verde, din Parcul Valea Mostră. Vedeți că sunt duminică, în fiecare duminică. Și am spus, dacă faci, vă susțin și promite, nu faci. De atâta eu o lecție cum are drag. Și când a trebuit cu aurul, i-am susținut că am venit comuniști și socialiști. Dodonș cu Voronin s-a unit la McDonald's, unde a fost de schimir. Și când a văzut că îi traumează, carabinierii nu ar spune. Aveți aici! Haideți aici, apropiați-vă! Maria Olaru, i-am văzut bicicleta sub picioare să mă filmeze. Să-i dau și lui domnul Dachi un cappuccino. Dorin Chirtoacă, cum îl vedeți pe Chirtoacă? Cappuccino. Luați, auzit? Luați! Chirtoacă, tot o fost mi Chirtoacă cu parcările. Serviți de aici, eu îmi iau ceaiul. Vă rog, aveți aici. Dane, te rog, mai ia. Excelent.
Dar până a scos cuțitele, că am văzut... Luați acolo, serviți. Haideți. Nu, bine, mă, am să iei de-o. Și aici atenți deputații, comisarii de botanică, îl susțin eu. Și acolo mai vine un autobus de polițiști. Nu cum eu să las calci... Luați doamna de acolo, vă rog frumos. Serviți. Uitați mesajul meu, uite flagul. Serviți acolo, e pe masă. Sunt pe masă, cafea. Și comuniști, socialiști, dar ce? Au fost plătiți. De la sudul Moldovei au fost adus și întors înapoi. Și de la că tot zicea lumea că ies în minus, da? A, să ies eu în minus, dar măcar să iasă Moldova în plus, prieteni. Asta e scopul, da? Să iasă Moldova în plus, asta ne dorim toți, până la urmă. Izraelul a fost da? Mihail Balan, a luptat în Balan, tată. Uitați, lumea vine aici cu plângeri, cu tot felul am strâns. Și doamna Ludmila asta la rus. O să vă rog pe toți, o secundă, o să vă rog pe toți acum, cei care n-ați apucat și domnul, te rog, treci pe la dânsi acolo, uite la măsuță și notați contul de Facebook, numele și telefonul, ca să vă sunăm când facem și să vă comunicăm. Haideți mai aproape. Da. Nu mi-a înghețat, de că nu, a înghețat. Cum? Cum e? Sunt din România. Treceți, a, tu ești. Da. Măcar un singur exemplu cu confiscarea extinsă. Da, 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 corect, corect. Unul singur vrem atât. Corect. De unde, da. Unul. Așa este, așa este. Păi aici, aici se potrivește asta cu legea confiscării extinse în Moldova, prieteni, că toți ăștia, toți șmecherii ăștia și-au pus toate proprietățile, v-am dat eu exemplu, și de ăla de Reșednikov, și toți, pe numele soacrelor, nănașilor, cumetrilor. Asta spune domnul aici prezent, legea confiscării extinse. Păi n-a spus voi, cei de la PAS, că ridicăm imunitatea la parlamentari, că facem legea confiscării extinse. Păi nu. E modelul lui Chioveși. Tot ne zicea doamna Chioveși în România. Păi hai să o facem, să o punem în aplicare dacă tot am vrut să o aducem și aici în Moldova, nu? Haideți, prieteni! Că aici niciunul în declarațiile de avere bate vântul. La Vitiu, la toți golaniști. N-are nimeni nimic în declarațiile de avere. Asta spune lumea. Hai, fraților, să ne ducem la ea. Legea confiscării extinse urgent. Întruniți parlamentul, schimbați legea. Hai, fraților, că dacă vreți să vadă lumea ceva. Că asta le promit eu și cu Vladimir Dachi. Că asta trebuie făcut. De unde au nănașii, cumetrii, socrii, părinții, bunicii, case de sute de, sute de mii, de milioane de euro. De milioane de euro. Ia uitați, avem aici și clădiri până spate, lăsate așa, gajate de la bancă. Familia Stati. Stați că începem mai și aici, revenim cu niște anchete grele. Să vedem și noi. Păi, cum s-au luat banii de la bănci, cum sunt lăsate la bănci și în continuare și se iau chirii grele pe ele. E, și aici spălări, sunt spălări mari de bani. Da, nimeni nu face nimic, că procurorii toți sunt mână în mână, închid toate dosarele, ați văzut, da? Dosare închise. O să vă mai dau exemplu de unul, că tot zicea aia, mamă ce s-a supărat aia, parașuta aia, avocată Iuliana Pascal aia, avocata lui Borsetca. Că am zis de frasul că e combinator de droguri, e traficant de anabolizante. Păi uite, hai mâine, poate mâine, dacă am timp, dacă nu pui mine cel târziu, punem pozele, punem numărul de dosar al lui frasul, punem tot. Și cum s-a închis dosarul și câți bani s-au dat? Sau câte salturi ai făcut tu la Borsetca Iuliana Pascal, nu? Spune-ne și nouă, cinstit. Păi dacă noi punem cu dovezi cu totul, cu grijă al tău, fratele tău, nu? Punem totul, avem toate dovezile, avem toate actele. Și dezvăluire bombă zilele astea, dar cred că o fac mâine. O să vedeți cum e implicată Moldova lui Dodon, că acum s-au blocat lucrurile, nu mai merge cu noua guvernare, sub patronajul firmei de stat, aflată în subordinea Agenției de Proprietăți Publice, Cartușe SA, trafic de arme cu alt și cu ce țări și de unde se importă. Și Rizea vă zice mâine în ce depozit se află armele care au venit dintr-o țară europeană care trebuie să plece în Turcia. Rizea are factura din Turcia și de unde pleacă în Turcia. Mâine vă dau această dezvăluire bombă. Și acum sunt disperați că i-au prins ăștia care au schimbat oamenii acum de la noua guvernare și vor să trimită marfa înapoi. Și de fapt în acte spune altceva, că e muniție civilă și de fapt e muniție militară. O să vedeți la Riza toate documentele mâine seara. Exploziv, așa ceva. Vă dau și locul unde se află. Cutiile cu muniții.
Acum când vorbim depozitate, adresă, tot, locație, tot. Și cu documente, că mâine vin cu toate documentele. Da, date de structurile informative, da. Mi le-au trimis azi noapte. Uite, că mai lucrăm și în weekend. Da, ce să facem? Trafic de arme cu o țară aflată sub embargo internațional. Asta e, de fapt, bomba. Că așa trafic de arme poți să faci, legal. De la entități de stat, nu? Trafic, un trafic. Comerț cu arme, îmi cer scuze. Trafic fac traficanții, lui Dodon. Și o să vedeți cine sunt traficanții lui Igor Dodon. Că el a patronat totul, de la el a pornit. Sub oblăduirea lui s-a făcut totul. Pe mandatul lui de președinte s-a făcut totul și s-au făcut aceste acorduri. Și când o să vă zic țara, o să înțelegeți exact legăturile lui Dodon. Da, prieten. Și că mâine seară... Domnul Riza, Serghei Pușcuță. Serghei Pușcuță, stă bine la Mall Press. Nu deranjează nimeni. 60 de loturi. Da. Da, 3.000 de loturi. Ce? 3.000 de loturi de teren, a? Bă, ăla nu-i le mai luăm. Ăla nu-i le mai luăm, nu? Păi, să-i le luăm. Asta ne dorim. Pă, toți ăștia să-i luăm. A doua zi îi luăm. Îi luăm cu totul. Le luăm tot ce au. Domnul Riză, îi dăm 3.000 de sacuri. 5 băieți. Bine. 5 băieți? Ce mi-e cu damea, băieți? Vreo 40. Știu. Și leapă le pune vreo 30.000 și îi prânesc 45.000. Știu, știu, că le fură banii de acolo. Știu. Audiențe aici, audiențe, vedeți? Asta e, prieten, trebuie să vorbim cu oamenii, să știm problemele și să încercăm să le și rezolvăm, că asta e cel mai important lucru. Da? Salutăm și pe prietenii de la Orhei care n-au putut să ajungă azi, dar sper să ajungă data viitoare. Și prietenii din România care au venit aici, ia uitați aici, au venit, da. A venit duminica trecută, m-am întâlnit cu dânsul aici, chiar atunci am făcut cunoștință și mă bucur, iată, că au făcut, cât stau aici la Chișinău, cei care trec din diasporă vin la aceste întâlniri, vin la aceste întâlniri, asta e cel mai bine. Cum e? Și în România când plecați? Sau cum? Peste o săptămână. Peste o săptămână. Deci ne vedem și duminica viitoare? Sau? Mersi mult, mersi frumos. Da, știm asta, dar nu știm și câte probleme sunt. Că, că știu. Tâlhării în lege, dar ne știu. Știu. Treceți acolo, v-ați trecut datele? Da? Trece, nu, nu, numele, numărul de telefon, că dacă e, și contul de Facebook să vă distribuim noi toate materialele. Unde e? A, du-te acolo cu pixul, dă-le. Uite, vezi că aia e tot din... din agenda. Bucata aia de hârtie tot cu domnul, aia noastră. Domnul, da? Vă rog. A venit din Cahul cu nedreptățile mari. Din Cahul. Ia uitați, prieteni. A venit omul cu plângere ascult. Aici. Da, uitați. Ia paharul ăsta să nu dărămă. A fost bătut pe nedrept. Ia uitați, prieteni. Ia uitați ce mi-a arătat aici. Stați așa. Criminal ascuns. Ia uitați, scris numărul. Ce-mi prezentați acolo? Radiografiile. Da, după ce a fost bătut de polițiști. Uitați-vă și toți din sunteți bătuți din gură. Uitați-vă. Pe nedrept. Pe nedrept. Pe nedrept. Vedeți, prieteni, ce abuzuri. Poliția, da, poliția îi bate poliția pe oameni. A, uitați cum îi abuzează. Ia uitați cum se poartă. Șmecherii de polițiști, ăștia de la Cahul. Da. Metoda de înstrăinare. Traficanții de droguri. Și încă una. Metodele de înstrăinare a mașinii. Băiatul a trecut cu mașina, mașina i-a fost pusă la straf roșie, la... Da, da, straf roșiatcă, la roșie. Așa spune în... Când a niciun drept n-aveau să vorbe acolo, dacă i-au ținut-o mai mult decât coastă e, ca să plătească pe parcare. Să rămâi mașina la dânsă. Și-a doilea oră a luat-o. Asta e și-a doilea, tot așa cum... E sunt 36.000 de lei, care scurg din mine. Da. Salariul meu, eu n-am salariul de... Jumătate, oh, doamne. Prieteni, vedeți? Supus, omul a venit de la Cahul, supus, să-mi arate aceste acte. Uitați-vă și voi. Un pușcat pe mine, un pușcat, un foc rătat în zona Zămare, fugeau lumea, copiii, care au văzut într-adevăr. Polițiști, nu, a, are pistol automat, de este, cum spus, scorpion. A să-mi pun și el e chior, eu știu pe cel care am pușcat. Chior, într-adevăr e chior. El 9% din 10 nu le vede. Și m-a făcut bar de pe... De pe acuie că el lucra în șoată viață, de pe furt, s-o ocupa cu trafic de carne vie.
Asta este care barul și toată poliția de la Cahul se numește cantină, unde vine și mănâncă fiecare zi. Și cere bani de la lume, îi trage de țigări. Cine? Polițiștii? Cer bani de la lume, a? Da. Din ce cauză ai fost bătut? M-am dus că să iau un băiat cu șoare tăiete de bulgarcă, din satul Larga, adică pe sunet băietul. Și mă duc acolo niște ind. În spate au intrat doi, adică cum sunt familia, vă spun, amuși. Și din spate îl obiești pe băiatul cu mitrovcă, ne-a rupt o sapă, băi, ce faceți? Fără să lămurească. Aici sunt picioare tăiete de bulgarcă, l-am apărat, băi, lăsați-l, că a căzut jos, și din costelie. L-a răsturnat niște ind în grădină, așa, țuchi, așa îi spune, la largă. Dandiș familie. Ei, au la pușcărie, au la penitenciar. Așa? În Dedeo știți ce îmi făcea? Da, da, și... Strica camerele și... Și? Spuneți. Mai scurt, când am intrat în o gradă care eu nici nu știam, să lipi băiatul să cu pușoară tăiete de bulgarcă, că stătea în costelie, ei au intrat din spate, l-au brânșit pe dânsul, mă știți, mă respingă, eu, băi, zic, nu-l bate, zic, că e pușoară tăiete, pe mamă s-au răsturnat-o jos. Eu să mă apăr, pus mâna pe o sapă, rupt-o de cap, rupt. Celistul, bătut capul, mâna asta n-am să ridic mai mult de jumătate de an. S-a făcut așa cum e haina asta pe mine. Zbătut e coasele. Eu m-am dat înapoi și am căzut de cap așa. Băi, vă arăt. S-a scos... Bă, uitați că e xerocopiile. Uitați-vă la... Arăt destul de clar. Văd, radiografiile, da. Văd. Și zice că nici dacă cazuși. Poliția spune că nici dacă cazuși. Ia că asta e copilul, asta e băietul. Ia uitați, prieteni. Frânturi așa la mijloc și într-o parte. Frânturi, dinții dezbătuțe. Planirii? Asta e poliția din Moldova. Astea sunt metodele. Da. Prin care se comportă și prin care își fac ei activitatea de milițien, de fapt. Că da, ei nu sunt polițiști, ei sunt milițieni, prieteni. Din păcate. Hai să lăsăm pe domnul să termine. Stați să ne arate aici. Știi, mă, că știi cum îi rup dintr-o parte. Eu n-am putut să mănânc în unul de zile. Am văzut pâine așa. Ești gensii cu sus. Vă arăt slimă cu care, într-adevăr, l-am. Și tine de cajăși. Vedeți, prieteni, adevărate drame. Da. Astea sunt. Oameni care au venit. Ia uitați-l și... De unde au venit? De la... Da. Cahul. 150-200 de kilometri. 150 de kilometri. Îl port de 3 ani de zile, port slimă cu iuță. Uitați-l, dinții cu sus. Cu sârmă. Uitați-l, dinții. Am fost cu sus. Incredibil. Operație aici, în gură, că încep să-mi coacă. Creierii se ridice. Prieteni, plătește cineva pentru lucrurile astea. Eu asta vă spun. Vedeți? Pentru toate nenorocirile pe care oamenii ăștia le-au suferit, plătește cineva pentru ele? Polițiștii ăia plătesc, credeți? Nu, no, nimeni niciodată. Nu există. Atunci când faci plângere, cum a făcut și acel domn, am prezentat cazul săptămâna trecută cu firma de muniții și arme. A făcut plângeri la adresa polițiștilor care au plantat droguri, care s-au comportat, l-au bătut pe băiatul lui, l-au încătușat, l-au trântit, i-au spart geamurile la mașină. Procurorii n-au acceptat. Așa și în cazul acestui domn, venit de la Cahul, și prin ce suferință a trecut? Bătut și bat jocorii de cei care ar trebui să respecte legea și să vegheze la siguranța cetățenilor. Dumnezeule, ce e aici în Moldova, bă, frate? Poliția. Poliția, o adunătură, o șleactă de golani, de bagabonzi și de scursuri ale societății. Așa-și trebuie. Asta înseamnă Poliția Republicii Moldova. Asta e dovada vie. Vor mai fi oameni și oameni cu scaun la cap. Cred, da, prieteni. 70%, vă spune Rizea, garantat, 70% din Poliția Republicii Moldova este coruptă. Este coruptă, face abuzuri și ilegalități, ca și procurorii. Ăsta e procentul. Și la judecători, și la procurori, și la poliție. La sistemul de forță. Sistemul ăsta al instituțiilor de forță care hotărăsc ei soarta oamenilor. După bunul plac sau după ce intră în buzunarele lor, atunci când interesul lor. Asta. Da, mulțumesc mult de tot. Mulțumesc, Mihai, pentru mesaj. Mulțumesc frumos. Da,
E important să fim aici, duminică de duminică, să-i ascultăm pe oameni. Iată și Vladimir Dachi a primit plângere, a primit, uitați, da? Toată lumea vine să spună of, prieten, pentru că n-au găsit. E treaba instituțiilor să preia toate aceste lucruri. Ele nu-și fac treaba și atunci oamenii vin la noi, prieten. E singurul loc unde vocea omului simplu se poate auzi. Aici, la televiziunea Realitatea din Moldova, pe platforma online www.realitatea-din-moldova.md, unde vă aștept pe toți, seară de seară, începând cu orele 20, de luni până vineri. Și bineînțeles, pe contul de YouTube Spovedania lui Rizea și aici pe Facebook Spovedania lui Rizea și pe contul de Facebook Televiziunea Realitatea Moldova. Prieten, vreau doar să vă rog, distribuiți cât puteți de mult toate postările mele, toate live-urile, pentru ca numărul moldovenilor care se află adevărul să crească. Vă rog eu mult, atât. Nu am alte solicitări la dumneavoastră decât să dați share acestor live-uri și tuturor postărilor pe care eu le fac de la emisiuni, da? Dar în principal live-urile sunt importante pentru că, iată, și emisiunile normal, pentru că acolo tot e vocea poporului, ca și aici, în direct, știți bine, în fiecare seară jumătate din emisiune, prima jumătate o aloc dezvăluirilor, iar acum preponderență, ultima parte, a doua parte a emisiunii, să spunem, o oră, de la 21 și 15, rămâne la dispoziția voastră, a moldovenilor, indiferent unde sunt ei acum, în acest moment, sună și spun problemele și Rizea, împreună cu Vladimir Dachi și partidul politic noi, vă ascultă. De aceea nu uitați să intrați și pe site-ul nostru www.partidulnoi.md, unde, dacă doriți să vă implicați în această schimbare din temelia Republicii Moldova, vă invit să deveniți membri activi ai formațiunii politice pe care și eu și Vladimir Dachi și iată foarte mulți moldoveni o reprezentăm deja aici la Chișinău. Ia, prieteni, da, mă uit că vă uitați, sunteți deja mulți, da, și vreau să vă mulțumesc tuturor și sper să ne revedem curând, mâine seară emisiune explozivă, așa cum v-am spus. Va fi, mamă, ce dezvăluire, a mai făcut cineva așa dezvăluiri, prieten, vreodată? O să vedeți unde se află muniția militară, unde, în ce depozit, la ce adresă, protejată de către gașca lui Dodon, care a fost la putere și care încă mai conduce o societate de stat importantă, aflată în subordinea Agenției Proprietății Publice, da, da? Cartuș S.A. Și cine o conduce? Prieteni, ce contract, ce trafic de arme fac ei cu o țară aflată sub embargo internațional ca să pună Moldova într-o situație sensibilă pe plan extern. Vă dați seama, nu? Că prin asta, dar le dau o veste. Ambasada americană deja cunoaște. Da? A fost deja informat. Asta vă asigură lista. Și că mâine seară dovezi, documente, facturi de armament. Da? Va fi spectacol. Prieteni ca de obicei și de aceea vă aștept pe toți. Mâine seară, luni, la orele 20, în principal pe noul vostru site de știri preferat și platformă online www.realitatea-din-moldova.md, unde găsiți, bineînțeles, și rubrica voastră preferată, Cancan lui Rize. Prieteni de aici, din fața Teatrului Verde,
alături de oamenii de bună credință, care, iată, sunt din ce în ce mai mulți, fiecare duminică. Vă urez tuturor să aveți un sfârșit de săptămână plăcut. O duminică frumoasă. Și din partea mea și a domnului Vladimir Dachi. Și a celor prezenți aici. Domnul Dachi, transmiteți ceva moldovenilor aici pentru astăzi, că le-am zis că foarte curând încheiem transmisiunea și le mulțumim că au stat în număr mare. Stimați cetățenii Moldovei, mulțumim frumos, am o plăcere să mă găsesc aici. Peste 200 de urmăritori. Da, cu moldovenii noștri și aici sunt și oameni care vorbitori de limba rusă și în moldovenească, sunt și români, toți vor schimbări în țară. De să ne unim toți împreună, umăr de la umăr, mână de la mână și eu cred în poporul moldovenesc că el a să trezească și noi putem face ordine în țara asta. Mulțumim frumos! Doamne ajută! Mulțumim, prieteni! Duminica plăcută tuturor! Cum?